Eu regret că nu s-au, mă rog, cumpărat toate cabinetele, așa cum am spus și altă dată, primăria municipiului Suceava nu mai are nicio strategie în acest domeniu, nu avem posibilități financiare să întreținem aceste spații. Sigur, legea prevede că în măsura în care ele nu se cumpără, pot fi scoase la licitație de către primărie. Sper ca doctorii care sunt acolo să mai gândească, să mai mediteze, să vină să cumpere aceste cabinete medicale. Până în prezent, noi am încasat aproximativ 30 de miliarde de lei vechi din aceste cabinete medicale. Așa cum se știe, 10 miliarde au fost date anul trecut la Spitalul Județean și în acest an avem prevăzut 6 miliarde din nou la Spitalul Județean, 3 la Stația de Salvare. Restul banilor se ținem pentru cabinetele de medicină școlară care au trecut la primărie. Banii sunt puși într-un cont separat, deci nu pot fi cheltuiți în alte destinații, sunt într-un cont separat puși la bancă, ei produc dobândă. Dar problema cea mai mare este că nu am reușit să vindem toate cabinetele și fac un apel la doctorii din aceste cabinete să mai mediteze, să vină să le cumpere, să nu ne pună în situația să le scoatem noi la licitație, pentru că, repet, primăria nu are nicio strategie în acest sens, mai ales că dacă discutăm de vânzări parțiale, cum este politica județeană, nu avem nicio strategie să mai întreținem, să reparăm aceste spații. Ar fi bine ca ele să fie cumpărate și să aibă destinația pentru care au fost prevăzute în lege.